Dragii mei, suntem binecuvântați că stăm înaintea Cuvântului lui Dumnezeu și aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre un subiect care a apărut în viața mea săptămâna aceasta. Și anume aș vrea să vorbesc despre frică și credință. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă confruntați cu așa ceva, dar în mod cert, cel puțin un episod al vieții dumneavoastră, amintindu-l, puteți să faceți referire la un moment, ca la un moment al fricii, la un moment de anxietate. Cu toți experimentăm asta. Și Biblia spune că omul este prins de diavolul în trei capcane, în trei colivii. Prima este colivia păcatului. De-aia omul când aude Evanghelia și vine la Domnul Iisus Hristos este eliberat. Este eliberat din capcana păcatului. Câte păcate nu avem, câte vicii, cât de mult am fost robii păcatelor noastre. Foarte mult timp. Până când Domnul Iisus Hristos a avut milă de noi și ne-a eliberat. Și vii în adunare și zici că ai scăpat, dar apar alte legături. Și diavolul nu încetează războiul acesta cu privire la noi. Și următoarea colivie în care te poate băga este colivia legalismului. Și eu pe internet mă uit foarte rar că unul zice că stric prea tare, altul că am frez, altul că uită-l cum se mișcă și nu-mi prea îmi place să mă uit, recunosc. Dar când mă mai uit din când în când, văd oameni care mă judecă legat de cum mă îmbrac, de faptul că mă duc să mă tund. Mă tund de George, nu e nimic special, dar pentru unii e special, ar trebui probabil să... Nu, toți să fim așa atunci, ca pe vremea lui Ceaușescu. Știți cum ne băga? Ziceai, suntem toți la matriță scoși. Când începea școala, eram toți cu bretonul. Și e o capcană. Unii ar vrea să fim toți la fel. Dar uitați-vă într-un copac, o frunză nu seamănă cu niciuna din celelalte, din același copac. Dumnezeu nostru e Dumnezeu al diversității. Și dacă ai scăpat din capcana asta, tot mai există o capcană. Mai există o colivie care se numește frică. Și diavolul când și când te mai vâră în colivia asta, când și când îți mai aruncă în viața ta o sămânță de anxietate, de îngrijorare, de ce o să fie mâine. Nu e așa? Ați experimentat chestiuni de genul ăsta? Faci analizele, stai ca pe ghimbi. La o săptămână apar rezultatele. Ce o să fie? Toată săptămâna aia nu mori de ce s-a întâmplat, ci mori de ce s-ar putea întâmpla. Este o mare capcană a celui rău. Este o colivie din care Domnul Iisus Hristos vrea să ne elibereze. El spune că a murit ca să elibereze pe toți aceia care erau supuși robiei toată viața lor prin frica de moarte. El a murit și pentru acest aspect al vieții noastre, să ne elibereze de teamă, să ne elibereze de frică. Frica te poate paraliza, frica poate să devină stăpânul vieții tale. Frica poate să controleze fiecare domeniu al vieții tale, să devină stăpânul tău și cumplit stăpânul ăsta. Aș vrea să vă rog, fără mai multe introduceri, pentru că o să am tendința să mă lungesc la al doilea mesaj, Matei capitolul 14, versetul 22, să deschideți împreună Cartea Sfântă și să citim din textul acesta câte ceva din adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Mi se pare un adevăr atât de esențial pe care îl trecem cu vederea că de multe ori nu îndrăznim să facem un pas înainte datorită prognozelor sau din cauza prognozelor. Și vă spun imediat de ce. Ucenicii nu sunt niște oameni neinițiați. Ucenicii sunt niște pescari, sunt niște oameni ai mării. Sunt niște oameni care s-au confruntat deseori cu episoade la limită în viața marină. Și acum parcă n-ar vrea să treacă dincolo. Dar Iisus face ceva extraordinar, îi împinge să treacă dincolo. Și m-am stat și m-am gândit, experiența asta e atât de comună nouă creștinilor. Pentru că de multe ori Domnul ne propune nouă o trecere în partea cealaltă și noi nu vrem să o facem. Cum adică? Păi ne-ar plăcea de fiecare dată să ne fie ca astăzi, în cazul în care ne e bine. Ne-ar plăcea să fim sănătoși cum suntem astăzi, ne-ar plăcea să avem relațiile și confortul pe care îl avem astăzi, ne-ar plăcea să fim bine. Și când ni se propune o experiență din asta forțată, un marș din ăsta prin încercare, nu ne vine bine
nu ne vine bine deloc. Zice, Domnul, acum tu trească să mergi un pic pe la spital. Doamne, nu mă trimite. O să trească acum, să treci puțin în criză financiară. O să trebuiască să-ți exersezi credința în domeniul relațiilor vis-a-vis de copilul tău. Nu știu dacă e un domeniu mai sensibil pentru mine și în ultima perioadă am tot predicat la anunț și la binecuvântări, dar mă feresc de, și asta este o frică pe care o mărturisesc a mea, să vorbesc, știți din ce motiv? Pentru că mă gândesc că în adolescență fiul meu s-ar putea să nu fie ce trebuie. Eu fac tot ce ține de mine, atât cât pot eu și cât mă duce mintea, dar n-am nicio garanție că s-ar putea să fie. Și am văzut nenumărate exemple de frați pocăiți, oameni ai lui Dumnezeu, la care nu le ajung nici măcar la gleznă și copiii lor nu au fost ce trebuie. E o frica mea, fiul meu are 8 ani, vă gândiți până la 16? Deja m-a luat frica. Nu-i normal, mai sunt unii la câteva luni, ce o să... Tușește copilul, tușește, are o boală grea. Păi mai copiii mai tușesc, nu înseamnă că are neapărat o boală grea. Dar frica își face și se cuibărește în inima omului și ușor, ușor pune stăpânire pe ea. Și cumplit, e cumplit. E, într-o astfel de experiență, ucenicii sunt împinși, probabil s-au uitat, nu-i vreme de dus acum. Nu, și noi găsim o grămadă de argumente ca să nu pășim spre o direcție mai bună, spre o întâlnire cu Hristos. Ascultați ce spune Biblia. Și să treacă înaintea Lui, de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. Să treacă înaintea Lui. Domnul Iisus Hristos le dă, dacă vreți, o întâlnire dincolo ucenicilor. Le dă o promisiune că să se întâlnească cu El dincolo, pe malul celălalt. Vor ei? Nu ne plac încercările la limită, nu ne plac situațiile la limită. Am vrea mereu să deținem controlul. Vântul nu este locul în care noi am vrea să fim. Deci dacă vreți, locul în care experimentăm de multe ori anxietate, angoasă, deznădejde, neputință, e cumplit. Nu o să... Vrei să se întâmple lucruri, dar totuși să rămâi în zona ta de siguranță. Nu se întâmplă. Domnul propune un pas al credinței ucenicilor și îl propune și nouă astăzi. Să știți că pentru experiențe cu Dumnezeu avem nevoie de pașii credinței. Credința nu atinge doar intelectul. Credința nu atinge doar discursul buzelor. Credința adevărată întotdeauna atinge picioarele. Este o umblare prin credință. Veți vedea în Scriptură, cel neprihănit trăiește. E un mod de viață. Nu este un eveniment, ci este un mod de viață. Este un fel de a fi al credinței. Așa trăiesc creștinii. Cel neprihănit, așa trăiește. Și dacă nu trăiești prin credință, probabil nu faci parte din tagma celor neprihăniți. Probabil nu faci parte din tagma celor neprihăniți. Viața de credință nu se poate trăi altfel decât prin credință. Cei care încearcă să o trăiască prin puterile lor se chinuie amarnic. Să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. De multe ori suntem chemați la o astfel și suntem privați de foarte multe experiențe pentru că nu avem curajul să pășim prin credință. Foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ni le pune înainte, nu mă bag acolo. Nu pot să mă duc eu acolo. Nu bag în chestia asta deprimantă. Eu vreau să rămân aici pe mal. Dar pe mal nu o să ai experiențe cu Dumnezeu. Vă mai interesează experiențe cu Dumnezeu? Întreba Cornel, nu retoric. Când v-a vorbit ultima dată Dumnezeu? Când ați fost ultima dată călăuziți într-un mod aparte de Dumnezeu? Asta presupune o relație de aproape. După ce a dat drumul noroadelor, Iisus s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. A dat drumul noroadelor, le-a dat o asigurare ucenicilor că o să se ducă pe partea cealaltă, o să-i urmeze. Și ucenicii sunt siliți. Aș vrea să reasigur biserica în dimineața aceasta că în cele mai cumplite furtuni ale vieții noastre, El ne veghează. Le dă drumul ucenicilor și El merge pe munte. Perspectiva era de sus în jos. Întotdeauna Hristos îi urmează, îi privește, îi urmărește cu privirea pe ucenicii Lui. Niciodată nu-i scapă din vedere. Uitați-vă în toată Scriptura. Că Dumnezeu îi are în vedere pe ai Lui.
Uitați-vă în cartea Apocalipsei când apare necazul, necazul cel mare care va veni peste pământul acesta, întotdeauna Hristos îi are în vedere pe ucenicii lui. Întotdeauna îi are în vedere și le trimite călăuziri. Dacă vreți, este o imagine a lui Hristos înălțat care mijlocește pentru sfinți, pentru sfinții în furtună. Ce fel de Dumnezeu aveți? Un Dumnezeu care nu vă cunoaște? Un Dumnezeu care nu știe prin ce treceți? Credeți că Hristos nu știa prin ce trec ucenicii, ce furtună experimentează? Credeți că Domnul Iisus n-avea o aplicație pe telefon să vadă un weather channel? Credeți că i-a trimis așa și, din păcate s-a întâmplat, nu mă așteptam. Nu! Îi trimite în încercare, dar în încercare le furnizează ajutorul. Le oferă cuvântul, le oferă promisiunea. Pentru că credința noastră trebuie să se lege indestructibil de cuvânt. Este o imagine a lui Hristos care mijlocește pentru noi din ceruri. Și dacă n-ar fi Hristos, niciunul dintre noi astăzi n-ar mai fi pocăiți. Absolut niciunul. Dar pentru că El mijlocește, pentru că El stă la dreapta lui Dumnezeu, pentru că El ne poartă, astăzi putem să-i dăm slavă lui Dumnezeu în casa Lui. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Dragii mei, vântul poate să fie exterior, poate să se refere la o boală, poate să se refere la un neajuns, poate să se refere la o relație ruptă, sau poate să fie pur și simplu o stare a inimii. Vântul era împotrivă. Câte lucruri nu ne stau nouă împotrivă ca să mergem la destinația propusă de Hristos? Câte lucruri? Nu mă duc la grupul de ucenicie, că dacă mă deschid foarte mult și dacă mă cunosc frații, o să mă respingă. Nu pot să-mi deschid inima așa față de cineva, pentru că mi-e teamă. Și găsim argumente în fiecare zi să nu facem lucruri bune. Să nu ne înscriem într-o slujire, să nu participăm la grupa bisericii, să nu participăm la programul adunării. Cele mai nenorocite momente din viața mea de slujire au fost prognozele greșite. Nu neapărat greșite, dar prognozele de care creștinii au ținut cont. Știți că în perioada asta de coronavirus, cei mai mulți nu au venit în adunare nu pentru că s-au îmbolnăvit de coronavirus, ci pentru că puteau să se îmbolnăvească de coronavirus. Noi nu venim la adunare pentru că s-ar putea să plouă. Nu că plouă. Dar Biblia ne cheamă să ne strângem cu frații în părtășie și pe cutremur. Dacă vreți, luați-o așa. De câte ori n-a trebuit să facem pasul hotărător într-o direcție? Și nu l-am făcut. Găsim mereu argumente. Și vreau să vă spun, dacă inima noastră primește mesajul acesta, îl acceptăm, mintea va începe să caute dovezi. Mintea va începe să caute argumente. Dădeam exemplul ăsta de dimineață și vreau să-l dau și acum. De câte ori ne-am zis că o să începem dieta? Haideți... Că mulți dintre dumneavoastră credeți că nu e spiritual, dar e foarte spiritual, din când în când, nu din când în când. Lângă păcatele mari în Scriptură, există și un păcat care se numește așa, Dumnezeul lor e pântecele. Nu ne gândim, zicem că ăștia vor să arate ei bine, să fie frumoși. Nu! Este un act de disciplină, din când în când, înfige o furculiță în gât și gata. Post! Mai te oprești puțin, mai închizi frigiderul. Azi nu mai mâncăm o săptămână, nu mai mâncăm carne, mâncăm verdeață. Nu e nicio problemă dacă facem lucruri de genul ăsta. Dar mintea noastră când primește un astfel de îndemn, începe să raționeze, începe să caute argumente. Cât suntem astăzi? Păi sfârșitul septembrie, domn, mai octombrie și noiembrie. Și vine Crăciunul. Vine Crăciunul, ce se întâmplă de Crăciun? Moș Nicolae. Vine Moș Nicolae, se aduce niște dulciuri. Cui le lași? Le mănânci. Dar nu se oprește acolo. Vine și ălaltul, Crăciun. Păi de Crăciun, pe lângă dulciuri și tort. Ha, e porcul, tăiem porcul, mâncăm cârnați. Și tot așa, după Crăciun, păi după Crăciun e anul nou. Și băutură, și de toate, sucuri multe, și... Păi și la anul, și la anul începe, știți că nu se termină. Sărbătorile la români sunt Sfântul Ion, Sfântul Vasile. Vin toți, ne sărbătorim. Și dietă, dietă niciodată. La fel se întâmplă și cu biserica. Vreau să vă spun, studiu. Dacă ți-ai pus în minte să te concentrezi pe anumite aspecte rele, din trei membri a unei biserici, trei membri, nu uitați, trei membri, numărați trei pe lângă dumneavoastră, vă pot oferi argumente suficiente ca în trei zile să părăsiți biserica. Trei membri de lângă dumneavoastră vă pot dezamăgi moral, relațional sau emoțional și vă pot oferi argumente ca în trei zile să părăsiți biserica. Depinde foarte mult la ce te concentrezi. Vântul era împotrivă. Situații la limită în viață, când toate lucrurile se par împotrivă, te gândești ce să mai fac eu, domnule, sunt o femeie divorțată.
Ce să mai facă Dumnezeu cu mine? Dumnezeu îți propune o aventură a credinței prin furtună. Dumnezeu îți poate oferi promisiunea Lui, dar pentru asta e nevoie de cuvânt. Și spuneam și vreau să repet că de fiecare dată când apare în viața noastră depresia, este pentru că nu avem cuvânt. Temelia vieții mele, tu ești scump Iisus, dar Iisus e cuvântul lui Dumnezeu. Și în furtună, Iisus apare ca cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem cuvânt, suntem uscați, suntem în pană de idei, apelăm la foarte multe tertipuri psihologice. Mergem și discutăm cu... Nu că e rău, nu asta vreau să spun. Dar de ce apelăm la Dumnezeu în ultimă instanță? De ce Dumnezeu trece imediat în coada listei noastre de priorități? De ce nu mergem prima dată la El? Doamne, dă-mi un cuvânt. Dacă nu s-o potrivi, nu s-o pot, dar vreau să cred în Tine. Vreau să mă concentrez la Tine. Vreau să nu te pun la îndoială. Cel neprihănit va trăi prin credință. Ce este credința? Dragii mei, credința este un comportament congruent cu ceea ce spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune doi pași la dreapta, doi pași la dreapta. Eu îl cred și acționez în consecință. De asta spuneam că credința nu se referă doar la vorbire, doar la gândire, doar la o acceptare intelectuală a ceea ce mai găsim prin Scriptură. Credința întotdeauna atinge picioarele noastre. Asta e credința. Este un act congruent cu ceea ce spune Dumnezeu. Un act de ascultare, de mișcare în direcția indicată de El. Găsim foarte multe vânturi care ne stau împotrivă și suntem privați de foarte multe experiențe pozitive pentru că nu ascultăm și nu mergem prin credință. Într-un moment al vieții lui, creștinul a fost prins în cușca, în temnița uriașului deznădejde. Este cartea lui John Bunyan. Știu că am mai spus povestea aici, dar nu e nicio problemă, o spunem până când ne intră în ADN. Pentru că nu există o altă cale în încercare, în boală, în necaz, în suferință, moarte. Că nimic nu ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici îngerii, nici demonii, absolut nimic nu ne poate smulge din mâna lui. Iată o promisiune de care trebuie să ne ținem cu toată ființa noastră. Și într-un anumit moment, John Bunyan, pentru că și creștinii trec prin asta. Și creștinii trec prin furtună. Și creștinii sunt împinși de Dumnezeu în mijlocul tornadei, în mijlocul urachilonului. Nu-ți place urachilonul? Nu e așa că nu ne place urachilonul? Care nu știți ce e urachilonul, citiți prin Faptele Apostolilor. E o furtună mare unde era să moară Pavel. Pavel știa exact, vreau să ajung la Roma. Vreau să ajung la Roma, dar nu s-a gândit niciodată că ajung la Roma cu urachilonul. Voia să ajungă la Roma altfel, nu? Cu avionul, nu te duci cu urachilonul. Dumnezeu îți arată calea și câteodată te duci acolo pe drumul pe care n-ai vrea să mergi. Câteodată mergem spre sfințire prin boală, câteodată mergem spre răbdare prin necazuri. Dumnezeu are căile Lui și sunt diverse și e înțelept. Creștinul a picat în temnița uriașului deznădejde și acolo lângă el era credinciosul. Ce bine e să ai un prieten credincios. Să nu fii doar tu pe pielea ta. Mai sunt astăzi, eu nu sunt cu adunarea, zice. Eu am și eu credința mea acasă la mine. Să fii într-o părtășie. Să ai oameni cu care să te rogi. Și au intrat acolo în temnița aceea și unii cercetători, unii oameni care probabil l-au cunoscut mai îndeaproape pe John Bunyan spun că este o experiență a lui, o experiență personală, când el însuși a cochetat cu ideea sinuciderii. Și uriașul deznădejde, ce se întâmplă în cartea lui John Bunyan este o povestire alegorică, metaforică. Uriașul deznădejde este depresia care venea peste el și îi programase moartea a doua zi de dimineață. Și credinciosul spune, hai să facem o rugăciune. Domnule, ce frumos este când ne întâlnim. Vreau să fac paranteza asta, n-am făcut-o de dimineață, dar simt să o fac acum. Când ne întâlnim din când în când să ne mai rugăm. Haideți să lăsăm puțin politica, să lăsăm meciul, să mai lăsăm bârfele și să zicem, hai să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Și s-a rugat credinciosul și în timp ce creștinul începe să se roage și își împreunează mâinile, cum eram noi, generația cu cheia la gât, nu știu dacă ați crescut, unii dintre voi ați crescut, eu așa am crescut cu cheia la gât în fața blocului și la școală,
Nu, era un șiret care nu se rupea niciodată, indiferent. Puteai să te, da, te spânzuri cu el, nu se rupea. Era indestructibil și cheia era mereu acolo, nu o puteai pierde. Eu am pierdut vreo două până când am înțeles că e foarte important șnurul ăla. Și în timp ce pune mâinile la piept, găsește o cheie pe care o numește, știți cum? Promisiune. Și cheia asta se potrivește în iala uriașului deznădejde, descuie ușa și pleacă de acolo. Asta e ce se întâmplă cu Petru. Asta e ce se întâmplă cu ucenicii. Aleg promisiunea lui Dumnezeu și alege promisiunea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura mai departe. Da? Căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Cuvântul lui Dumnezeu vine și întâmpină. Dumnezeu i-are în vedere, Hristos nu îi pierde din atenție. Să nu vă gândiți vreodată că problema dumneavoastră e prea mare pentru Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care ne știe părul din cap, pe număr. Fiecare fir de păr e un număr în mintea lui Dumnezeu, în logica lui Dumnezeu. Toate lucrurile se întâmplă cu un rost. Absolut toate. Dar vine târziu. Când se îngâna ziua cu noaptea și traducerea, aici eu am o notă de subsol, spune a patra strajă. La evrei sunt patru ceasuri. De la 9 la 12, de la 12 la 3, de la 3 la 6 și invers. Domnul nu vine la prima strajă. Domnul vine la ultima. Nu apare în viața ucenicilor atunci când probabil și-ar fi dorit mai mult, când s-a stârnit furtuna. Doamne, vino și scapă-ne! Păi scutește-ne de travaliul ăsta, de munca asta, de experiența asta negativă. Doamne, ce rost are? Și aș vrea să spun două lucruri. Da? Când l-au văzut ucenicii, spune Scriptura în 26, vreau să citesc și versetul acesta, s-au spăimântat și au zis, este o nălucă! Și de frică au țipat. Primul lucru pe care aș vrea să spun este că absența furtunii nu înseamnă neapărat prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Pe unii Dumnezeu îi lasă și cumplit lucru. Unii vor merge în iad sănătoși și bogați. Dar pe cei pe care Dumnezeu îi iubește, din când în când îi disciplinează, îi mai aruncă în cuptor, îi mai pune la probă, îi mai învață să-și exerseze credința. Și prezența lui Dumnezeu, al doilea lucru, nu înseamnă neapărat potolirea furtunii. Nu înseamnă neapărat potolirea furtunii. Primul lucru, da? Sunt oameni care spun, domnule, am venit la pocăiești, de când m-am pocăit îmi merge mai rău. Ăsta-i drumul. Ăsta-i drumul. Eu nu vreau să sperii pe cineva. Dar Biblia spune că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin necazuri. Apostolii au avut necazuri, Hristos a avut necazuri și noi vom avea necazuri. Chiar dacă fugim de ele, câteodată Domnul ne silește. Știți de ce? Că ne vrea să ne curățească. Asta e calea crucii. Știu că nu este prea popular și nu-i bine, că zic oameni, nu mai vin oameni la pocăință. Dacă le spui de necazuri, cine mai vrea să... Vreau să vă spun un lucru. Necazurile de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Necazul este o clipă. Veșnicia înseamnă eternitate. Nici nu știm să o definim. Pentru că tot ce avem aici sunt lucruri finite care poartă termen de expirare. Și viața noastră e o liniuță între anul nașterii și anul morții. Atât e viața noastră, o liniuță. Cum să definim noi eternitatea? Foarte complicat să o facem. În momentul acesta, da, vine Hristos. În ultima strajă, în ultimul moment. Și vă spuneam, acum două săptămâni, că am încredere în soția mea în toate privințele și că ea, la ea imediat poate însemna un interval nedeterminat de timp. Da? Dacă cobor și o aștept să vină, ea poate să spună imediat. Și poți aștepta între 10, 15, 20 de minute, depinde câtă treabă mai e de făcut acasă. Cred că problema multora dintre noi vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos, da, eu am încredere în ea în toate privințele. Am încredere că e credincioasă legămintelor făcute acum 11 ani la căsătorie. Am încredere în ea vis-a-vis de mâncare, că toată știe ce mănânc mai bine decât știu eu. Ce să mănânci seara asta? Zic, nu știu. Lasă că știu eu. Și așa e, are dreptate, știe. Știe mai bine ca mine. Știe cum să fie o mamă bună copilului. Și eu îl rezolv, nu stai cu minte. Ea vine, știe cum să-l ia. Am încredere că e o mamă bună pentru copilul meu. Știți unde n-am încredere? La timing. Când e vorba de timing și vin acum. Iubitule, într-o oră plecăm.
Problema multora dintre noi cu Hristos e așa. Am vrea să acționeze fix la momentul nostru. Problema e că Hristos are un timing extraordinar de diferit al nostru. Alege să vină pe pământul nostru când e Irod. Păi ce să cauți când e Irod pe tron? Să vii? Păi ăsta omoară prunci, nu știi? Ba da, dar ce acu' e momentul? Cum să fie momentul acum? Alegeți când e pe tron unul bun, care îi plac copiii. Nu veni acum că ăsta omoară copiii. Nu, acu' e momentul potrivit. Dacă vă uitați puțin în spate, înainte de experiența asta, înmulțirea pâinilor, la un moment dat ucenicii au zis, e spre noapte acum, nu mai avem de unde să luăm pâine. Ce? Nu, acu' e momentul potrivit. Pe cum să fie momentul potrivit, că a închis toată lumea, nu mai e pâine. Nu, nu, acu' e momentul potrivit. Întrebați pe Marta și pe Maria, zice, Doamne, vino că acela pe care îl iubește bolnav. Și știți când vine? Când a început să putrezească. Păi ce timing e ăsta? Vino acum când s-a îmbolnăvit. Vino acum când am certificatul în fața, analizele, când markerii tumorali sunt sus. Vino acum și salvează-mă. Ce mă lasă să trec până operație și până necazuri? El are un timing deosebit al nostru. Dar știți din ce motiv? Ca să arate că cuvântul lui e mai puternic decât vântul. Problema n-a fost vântul niciodată. El vrea să ne dovedească nouă și să înțelegem că cuvântul lui e mai important decât încercarea. E mai important decât furtuna. E mai puternic. El se prezintă acolo ca un nou Moise. El vine ca cuvântul lui Dumnezeu întrupat care supune marea. În Scriptură și teologie, marea arată apele învolburate, apele necunoscute, universul de necontrolat. El vine pe ape. Moise spune, Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine, de el să ascultați. Păi e mai ceva decât Moise. Moise are un ciomac și desparte marea. Hristos merge pe ea. Câteodată ne-am dorit să nu mergem pe apă, să vedem uscatul sub picioare, dar Domnul e mai glorios decât Moise. Legământul cel nou e mai glorios decât legământul cel vechi. Suntem chemați să mergem prin puterea Duhului Sfânt, care ne revelează promisiunile lui Dumnezeu. Câteodată, și nu știu dacă dumneavoastră aveți experiența asta, dar eu o am și vă vorbesc din ea, un cuvânt care vine de la Dumnezeu, ascultați ce spune Biblia. Iisus le-a zis, îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cuvântul lui Dumnezeu le vorbește. Și cuvântul pe care îl primește de la Hristos nu atenuează frica. Ba din contră, Biblia spune că acum s-au spăimântat mai tare, au zis că e o nălucă. Un cuvânt pe care îl primești de la Domnul, și stai să te gândești, o fi Dumnezeu? O fi diavolul? O fi diavolul vrea să mă dezamăgească, îmi dă speranța asta, am primit un cuvânt chiar când eram cu tatăl meu în spital, am primit prin cineva și mi-a spus, Domnul a intrat înainte la operație, stai liniștit, va fi bine. Dar ce credeți că mi-a venit ușor să ascult? Am zis, poate diavolul vrea să facă mișto de mine. Poate vrea să mă încred în Dumnezeu ca la un moment dat să-mi tragă scaunul de sub picioare și să rămân cu craci în sus și să râdă de mine. Și nu-ți vine să te încrezi în Dumnezeu și cuvântul ăsta pe care îl primești generează în tine mai multă teamă. Și stai pe bancă și te gândești, băi, vorbește fratele ăsta așa, dar nu-i pentru mine. Cum să fie pentru mine? Te neliniștește mai mult. Sigur, spun frații, spune Laurențiu, spune Adrian, spune cine mai spune. Dar cum să fie? Uite cum e apa. Uite cum e marea. Uite cum e conjunctura. Uite cum e contextul. Nu-i pentru mine. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, îl face pe Petru să meargă. Și Petru caută o confirmare. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește să vii la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble. Mult timp m-am gândit că povestea asta este o poveste despre Petru care a mers pe ape. Și vreau să vă spun un lucru. Povestea asta este despre Petru care a mers pe promisiunea lui Dumnezeu. Auziți ce zic? Este despre Petru și despre fiecare dintre voi care luați cuvântul lui Dumnezeu personal și îl puneți pe Dumnezeu la probă. Necredința în ultimă instanță este un semn al întrebării față de cel care a făcut-o. De ce Biblia spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cei ce îl caută? De ce ar răspunde Dumnezeu unor oameni care întotdeauna, în fiecare zi, chestionează caracterul? Păi sigur, ai zis, dar dacă nu te ții de cuvânt, înseamnă că Dumnezeu e mincinos, înseamnă că Dumnezeu e oscilant, înseamnă că Dumnezeu e inconsecvent, înseamnă că Dumnezeu fie nu e interesat, fie e interesat, dar e impotent să lucreze în situația mea. Putem găsi o grămadă de argumente
ale necredinței. Când te concentrezi unde nu trebuie. Asta face Petru mai departe. Începe, ascultă cuvântul, primește cuvântul acesta, primește îndemnul și face primii pași pe apă. Dar când a văzut că vântul era tare, te uiți la vânt, când te uiți la conjunctură, sunt sigur că ați experimentat așa ceva. Sunt sigur, sigur, sigur. Când stai ca pe ace și știi că Dumnezeu controlează lucrurile, dar asta e momentul întâlnirii între ceea ce simți și ceea ce știi. Este momentul întâlnirii între ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta ca puncte de reper, ca pietre de aducere aminte și ce se întâmplă acum. Este momentul în care experimentezi cele mai cumplite stări de angoasă. Este momentul în care inima strigă ca soția lui Iov, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Nu se mai întâmplă nimic. Cine te mai salveze de aici? Când începi să te uiți, începi să intri în trepidații, începi să vibrezi și începi să te afunzi. Și Domnul întreabă, îndată Iisus a întins mâna la apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Pentru ce te-ai îndoit? Și răspunsul la întrebarea asta cred că e ăsta. Pentru că și-a pierdut concentrare. Pentru că și-a pierdut focusul. Pentru că credința nu e altceva decât un focus pe cel care a făcut promisiunea. Că cel care ne-a promis aceste lucruri nu poate să facă decât un singur lucru. Să mintă. În rest le poate face pe toate. Dumnezeu un singur lucru nu poate să facă, să mintă. În rest este atotputernic și le poate face pe toate. La ce te concentrezi? Aș vrea să te întreb. La ce te concentrezi? La copilul care începe să intre în adolescență și să strice relațiile cu voi, cu părinții? La situația care o să vină? Financiar vorbind, intrăm din nou în 70%? La ce te concentrezi? La analize? Urmează și la noi. La ce te concentrezi? La evenimentele rele care s-au întâmplat, poate în ultima perioadă? Sau la Hristos? Asta este întrebarea la care aș vrea să răspunzi. Haideți să deschidem la un Filipeni, capitolul 1, versetul 18, pentru că suntem și așa în întârziere. Și aș vrea să vă citesc ceva care mi-a atras atenția. În lecturile mele prin e-Biblia folosesc interlinearul și spun asta ca să nu credeți că mă dau rotund că știu greacă. Nu știu greacă, încerc să citesc din toate părțile posibile și mi-a atras atenția în timp ce citeam prin Filipeni. De la versetul 18 aș vrea să citesc 10 versete, cred că o să și deschid. Sper să și găsesc la timp. Efeseni, Filipeni. E ok. 18 spune așa. Ce ne pasă? Câteodată, vreau să înțelegeți lucrul ăsta, trebuie să avem o astfel de atitudine. Ce ne pasă? Să nu mai luăm în considerare toate aspectele, toate lucrurile minore pe care le întâlnim în viața aceasta. Ce ne pasă? Să fim un pic mai distanți față de lucrurile neesențiale, că până la urmă ce contează sunt țintele. Pavel spune, Hristos e propovăduit, asta e scopul meu. Ce ne pasă și lucrurile care contează pentru noi configurează destinul nostru. Ce îți pasă, pentru ce îți pasă? Asta arată direcția pe care o iei. Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Știți ce aș vrea să urmăriți în versetele astea? 10 versete aș vrea să citesc. Verbele proiective, verbele care vorbesc despre viitor. Cum Pavel reușește să proiecteze viitorul într-un mod absolut extraordinar. Eu mă bucur de lucrul acesta, mă voi bucura, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului Sfânt. Mă aștept, nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat, versetul 25, și știu
că voi rămâne și voi trăi cu voi toți, pentru ca înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea să aveți în mine o mare pricină de laudă în Hristos. Voi veni să vă văd, spune versetul 27, să aud despre voi că rămâneți tari în aceeași duh ca să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, lucrul acesta este pentru voi, pentru ei, o dovadă de pierzare și de mântuire a voastră și aceasta de la Dumnezeu. Aș vrea acasă la dumneavoastră să numărați verbele care vorbesc despre viitor. Sunt în număr de 10. Dacă o să le găsiți, ați găsit numărul corect. 10. Cuvântul așteptare în greacă nu există. Și Pavel, ca să exprime așteptarea, folosește 3 cuvinte în greacă. Apo, kara și dokia. Apo, kara și dokia. Pune astea 3 cuvinte ca să exprime așteptarea lui. Apo, rețineți primul cuvânt, înseamnă mă uit în stânga mea și văd un perete de celulă. Mă uit în dreapta mea și văd un alt perete de celulă. Dacă mă uit în spate, văd toată celula. Dacă mă uit în jos, văd lanțurile unui deținut. Dar aleg să fac abstracție de ce este în jurul meu. Kara înseamnă cap și dokia înseamnă concentrare și mă uit înainte. Fac excepție de ce e în jurul meu, dar nu mă uit la analize, nu mă uit la vânt, nu mă uit la sărăcie, nu mă uit că nu am astăzi, mă uit la Cel care mi-a făcut promisiunea că va fi cu mine în cele mai cumplite încercări ale vieții mele. Țineți minte cuvântul ăsta, apocaradochia. În cele mai cumplite încercări, luați-vă capul de la peretele din dreapta și din stânga, de la lanțurile de la picioare și de la celula în care diavolul v-a prins, în celula asta fricii. Și spuneți, apocaradochia, mă voi uita înainte, voi proiecta lucruri pozitive. Nu e o gândire pozitivă, vedeți? Credința lui Pavel n-a fost una naivă. Aia, merg acum și nu o să se întâmple nimic rău. El s-a scufundat. Este o credință obiectivă care ține seamă de Cel care a făcut-o și de caracterul lui, cum spuneam. Pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. Ancorați-vă de promisiunile lui Dumnezeu în luptele cu păcatul, în problemele dumneavoastră emoționale. Frica, să știți, întotdeauna când vă luptați cu frica, Dumnezeu este alături de dumneavoastră. Pentru că diavolul are ca armă frica. Și Dumnezeu a declarat un veșnic război diavolului. Frica este un dușman pe care Domnul trebuie să-l înfrângă. Spuneam și vreau să repet că veți găsi în Scriptură o singură dată: ocupați-vă mai întâi de împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este o învățătură importantă a Scripturii. Cu toate astea, odată o găsiți în Scriptură. În schimb, nu vă temeți. O veți găsi de aproximativ de 365 de ori. Dar știu că știți. Și din ce motiv ne spune asta? Pentru că e foarte important. Pentru că de multe ori diavolul ne încuie în cușca lui. Și să nu uitați, când sunteți încuiați în cușcă, apo, kara, dokia. O concentrare spre ce este înainte. O concentrare asupra promisiunilor lui Hristos. O concentrare asupra faptului că El vine. Mai devreme decât ne gândim noi, așa cum s-a spunea mai devreme, cred că suntem generația care îl va întâlni pe Hristos. Biserica încă din stadiul ei primar aștepta pe Domnul să vină. Astăzi nu mai așteptăm nimic, așteptăm dializă, așteptăm analize, așteptăm vești rele, ne uităm la televizor și mai vorbesc cu mama care aici spune, o, să vină vremuri grele. Pune speranța în lucrurile lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu. Apo, caradochia. Este un efort să smulgi privirea de la vânturile și de la valurile care te înconjoară și să te uiți înainte. Să-ți proiectezi capul și privirea spre înainte. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre, adică la Hristos. Un singur gând vreau să mai dau, Filipeni 4:8. Filipeni 4:8 spune așa: cum să rămână Dumnezeu cu noi? Există o terapie. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, adică cuvântul lui Dumnezeu, tot ce este vrednic de cinste, adică cuvântul lui Dumnezeu, tot ce este drept, adică cuvântul lui Dumnezeu, și lucrurile care decurg din asta, ascultarea, practică, da? Tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună
Și orice laudă, aceea să vă însuflețească, sau cuvântul din greacă este la aceea să vă gândiți. Pentru că mintea ta e ca o moară care macină mereu gânduri rele, gânduri bune sau cuvânt din Dumnezeu. Să nu vă așteptați dacă în mintea dumneavoastră să pune știri că o să iasă slăvit să fie Domnul. Niciodată. Dacă o să puneți furtună, dacă o să vă uitați mereu la pronostic, ce o să fie? Puneți-vă capul între palme ca Ilie și trimiteți-vă slujitori din când în când împotriva prognozelor meteo, să știți că Dumnezeu controlează meteo. Să știți că calea binecuvântării, câteodată, chiar dacă e prin furtună, e calea binecuvântării. Spuneam și vreau să repet, asta mi se pare important, că Psalmul 23 spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și versetele următoare spun: chiar dacă ar fi să merg prin Valea Umbrei Morții, păi cum să te ducă păstorul prin Valea Umbrei Morții? Eu știam că păstorul mă duce numai la pășuni verzi. Câteodată drumul binecuvântat este și prin Valea Umbrei Morții. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că lucrează în noi credință prin încercare, că vrea să ne consolideze prin încercare. Nu uitați cuvântul acesta, apocaradochia, o concentrare eficientă, o concentrare conștientă asupra lui Hristos și asupra promisiunilor făcute. Așa vom ieși din temnițele fricii, din temnițele anxietății. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o viață liberă, o viață trăită în puterea Duhului Sfânt, care ne poate ridica deasupra grijilor lumii. Ieșind aici, știți ce aș vrea să... E un vis pe care l-am avut și îmi doresc să trăiesc la standardul ăsta mereu. Să uite vecinii să zică: bă, la ăștia n-a fost, mă, pandemie. La ăștia n-au avut și coronavirus, au avut și ei. Păi și cum, mă, de sunt așa de fericiți? De uite, toată ziua slavă Domnului. Toată ziua aleluia. Bă, ăștia ce aer respiră, mă? Aerul Duhului Sfânt. Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin.